să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, să ne ridicăm. Vom citi din 1 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 14 până la versetul 19. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați pe Tatăl, ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Amin. Aș vrea să spuneți celuia de lângă dumneavoastră, la cel puțin doi, sunt onorat să stau lângă un sfânt al Domnului. Vă rog. Astăzi, Biserica Catolică a declarat-o sfântă pe Mama Tereza. După catolici trebuie să faci multe minuni să fii sfânt, să fie dovedite. Unii spun că Mama Tereza ar fi româncă. Românii toți fac minuni, așa că ei toți sunt sfinți. Am o misiune foarte nepopulară în această dimineață, să vorbesc despre un subiect foarte nepopular în bisericile noastre, despre sfințenie. Dacă vrei să fii popular, spunea cineva, vorbește despre fericire. Dacă vrei să fii nepopular, vorbește despre sfințenie. Sfințenia nu este mijlocul de a ne câștiga mântuirea, ci sfințenia este rezultatul experimentării ei. Sfințenia este ceea ce se vede în exteriorul vasului nostru când el este plin cu îndelemnul sfânt al Duhului lui Dumnezeu. Unii cred că putem purta în vasul nostru îndelemnul sfânt fără să se vadă în afară vreun semn că suntem sfinții Domnului. Misiunea bisericii este să producă sfinți pe care se trimită cu Evanghelia până la marginile lumii. De fapt, cuvântul acesta sfânt înseamnă a separa, a pune deoparte, a despărți. A fi sfânt înseamnă să te retragi de la rău, dar să te dedici binelui în același timp. O viață sfântă înseamnă o viață biruitoare împotriva păcatului, dar și o viață activă pentru împărăția lui Dumnezeu. În dimineața aceasta vreau să fac o afirmație probabil extremă. Un creștin nu poate să fie decât sfânt. În momentul în care încetează să mai fie sfânt, el nu mai este un creștin. De aceea nici biserica nu poate să fie decât sfântă. Sfințenia este un imperativ al vieții noastre creștine, pentru că apostolul spunea în Evrei 12:14, urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Spurgeon spunea la sfârșitul vieții sale că și-a concentrat toate rugăciunile într-una singură. Doamne, ajută-mă să mor față de mine însumi și să trăiesc numai pentru Tine. De fapt, asta este o definiție mai excelentă a sfințeniei la care noi suntem chemați cu toți. Aș vrea să amintesc un verset din Psalmul 93, versetul 5, care spune așa: sfințenia este podoaba casei Tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține viacurile. Dar haideți să facem puțină istorie. Sunt două biserici în Apocalipsa, biserica din Efes și cea din Pergam, care la vreo 50 de ani în evoluția lor au fost contaminate de o învățătură pe care o ura până și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, învățătura nicolaiților. E bine, ce era această învățătură a nicolaiților? Nicolae, spune Tertulian, că era unul dintre, Irineu spunea că este unul dintre cei 7 ordinați în Cartea Faptelor Apostolilor, venea din Antiohia și i-a învățat pe frații de atunci împotriva iudaizatorilor care spuneau că dacă vrei să fii creștin, trebuie să te faci evreu prima dată, trebuie să te tai împrejur, trebuie să respecti legea lui Dumnezeu. E bine, Nicolae spune, mă, fraților, în Hristos avem libertate totală.
El a contrazis o extremă cu altă extremă. Nicolaismul acesta nu a murit. Despre nicolaism, spune Irineu, că ei trăiesc în gratificații senzuale neîngrădite. Gratificații senzuale neîngrădite. Nicolaismul acesta n-a murit niciodată din istorie. Învățătura aceasta pe care o ura Dumnezeu, practic o învățătură care învață pe creștin că poți să fie creștin fără să trăiască în sfințenie. Pe la anul 400, la Roma, a venit un călugăr englez pe nume Pelagius, care a fost scandalizat de modul deșanțat în care trăiau creștinii din Roma. Nici un pic de morală, nici un pic de maniere. Și a început să predice împotriva păcatului și a lipsei de sfințenie din Biserica Romei. A sărit imediat în apărarea bisericii sale Augustin, pe care noi îl numim Sfânt, și personal regret că îl numim Sfânt, pentru că omul acesta a făcut mare pagubă sfințeniei. El a spus cam așa, nu pot să fie oamenii sfinți. Este imposibil, pentru că omul se naște corupt total. El nu are nici voință și nici putere să trăiască în sfințenie. El este faimos, Augustin, prin afirmația aceea, iubește-L pe Dumnezeu și fă ce vrei. Practic așa făceau și ei, spuneau că îl iubeau pe Domnul și făceau ce voiau. A intervenit recent Peter Wagner, care a spus că sfințenie nu înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrei. Sfințenie înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu și să faci ce vrea Dumnezeu. E bine, ce s-a întâmplat cu ideile acestea lui Augustin, că nu poți să fii sfânt pentru că ne naștem corupți, este că ele au fost transmise lui Luther, care a fost călugăr augustinian, și apoi Reforma ne-a învățat, mai ales prin Calvin, că este imposibil să fim sfinți pentru că ne naștem totalmente corupți în firea noastră și nu avem nici voință și nici putere să trăim o viață sfântă. Totuși, în 1700, în Anglia, John Wesley a format Clubul Sfinților, Societatea Oamenilor Sfinți, și a început să elaboreze o metodă cum să trăiești în sfințenie. Este foarte interesant că în deviza lor, logo-ul, dacă vreți, sau afirmația lor fundamentală era aceasta, să răspândim sfințenia creștină pretutindeni în lume. Au venit în America și au uitat imediat metodiștii să fie sfinți. Noroc că pe la 1843, 12 păstori s-au desprins din mișcarea metodistă, de atunci și-au format mișcarea metodistă wesleyană, au reînviat regulile lui Wesley și a apărut în America mișcarea Holiness, a sfințeniei. Știți că mișcarea pentecostală a pornit din mișcarea sfințeniei? Mișcarea sfințeniei, străduința creștinilor de a obține din nou sfințenia, a făcut să revină Duhul Sfânt din nou în biserica lui. Prima consecință a plecării Duhului Sfânt din biserică, a lipsei de sfințenie a bisericii, este plecarea Duhului Sfânt din biserică. Haideți să ne uităm puțin la creștinismul nostru de astăzi, la biserica de astăzi și vis-a-vis de sfințenie. Avem o biserică ce a îmbrățișat corectitudinea politică și a abandonat corectitudinea biblică. Avem o biserică ce a acceptat legile țării și a respins pe cele ale lui Dumnezeu. Divorțul, avortul sunt legale și foarte mulți creștini votează cu candidați care le asigură mai departe aceste drepturi. În al treilea rând, biserica tace și nu ia atitudine la corupția forțată impusă copiilor noștri în școli. Nu se mai revoltă nimeni. A tăcut această biserică când au scos rugăciunea și Biblia din școli. A tăcut și tace când copiii noștri sunt educați sexual în primele clase de școală. Tace când copiii sunt încurajați să accepte homosexualitatea, când în toaletele fetelor au acces bărbați care spun că sunt femei. Biserica nu zice nimic când copiii sunt expuși islamului și altor religii păgâne. Biserica nu spune nimic despre pornografie care invadează
aparatele pe care noi le cumpărăm copiilor noștri. Apoi biserica a cedat în fața propagandei homosexuale. Iată că a acceptat o parte din biserica americană redefinirea căsătoriei. Au acceptat să căsătorească cupluri de homosexuali. Ba, unele au început chiar să îi ordineze pe homosexuali ca păstori în bisericile lor. Nu mai zicem nimic când nouă creștinilor ni se iau copiii și sunt dați familiilor de homosexuali. Nu ne mai revoltăm. Biserica de astăzi nu mai iese în stradă. Biserica a îmbrățișat multiculturalismul, globalismul, pluralismul, comunismul, dacă vreți. În numele toleranței și acceptării diversității, acceptăm un sincretism religios periculos. În numele păcii și a coexistenței pașnice, astăzi predicăm Crislam și spunem că Allah și Dumnezeul din Biblie este tot una. Biserica tace la islamizarea forțată a lumii. Nu zicem nimic când Obama ne impune gândirea mahomedană și islamică. Biserica tace la valul uriaș de creștini care sunt uciși astăzi în lume și nu spunem nimic, nu mai ieșim în stradă să-i apărăm pe frații noștri. Biserica a renunțat la standardele ei de sfințenie, adoptând pe cele ale societății. Nu mai condamnăm sexul înainte de căsătorie sau în afara căsătoriei, nu mai spunem nimic de indecența modei promovate de Hollywood, nu mai spunem nimic împotriva violenței și a pornografiei care a intrat în camerele noastre de zi prin televiziune. Biserica a îmbrățișat o nouă formă de nicolaism. Când predicăm securitatea eternă, puteți să faceți ce vreți, nu ne mai putem pierde mântuirea, nu mai contează cum trăiești. Sunt creștini care predică o evanghelie cam așa, la răpire o să fie unitare triști și necăjiți că Domnul o să ia din brațele prostituatelor, o să-i răpească de prin birturi, de prin șanțuri și o să fie foarte deranjați, dar o să ia Domnul, că dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu mai poți să-ți pierzi calitatea asta niciodată. Vreau să vă imaginați, suntem la o mare catedrală, într-un mare oraș. Sute de musafiri îmbrăcați în haine de sărbătoare urmăresc uimiți alaiul de nuntă. După parada rudelor, a domnișorilor de onoare, flower girls, la îndemnul preotului toată asistența aceea se ridică în picioare. Ochii tuturor sunt dreaptă spre ușa catedralei, decupând o siluetă grațioasă în rama marei porți, pe acordurile muzicii, intră mireasa. Primii pași pe covorul înflorat strânesc un fel de zgomot ciudat, un val de uimire, șoc, ceva de necrezut se petrece sub ochii mulțimii îngrozite. Rochea miresei este plină de noroi, valul bogat atârnă nepotrivit, trena rochiei este ruptă, în picioare are doar un singur pantof, pe fața frumoasă să văd vânătăi, muzica a încetat, uimirea s-a stins într-o tăcere funerară. Cred că așa ar arăta nunta mielului astăzi, dacă ar veni Domnul să ia biserica lui. Sunteți de acord cu mine sau nu? Haideți să vedem ceva ce se întâmplă cu sfințenia bisericii noastre de astăzi. Pentru că putem vorbi despre biserica americană, putem să vorbim despre alții, dar haideți să ne uităm puțin în curtea noastră. Noi trăim într-un asemenea context. Suntem influențați de el. Începem să gândim de ca și ei. Copiii noștri se duc în bisericile lor, vin acasă cu doctrinele acestea, cu gândirea aceasta, pe care o dezbatem în living room, la masă împreună cu ei. Dar la toate astea adăugăm noi problemele noastre specifice. Noi românii ne-am concentrat greșit pe expresia exterioară a sfințeniei, ignorând interiorul. Dacă aș vrea să vorbesc ca Trump astăzi, v-aș spune cam așa, mergeți în stradă, luați o prostituată și îmbrăcați o călugăriță. Este călugăriță? Nu, dar arată, așa-i? Asta am încercat noi de-a lungul anilor să facem.
Am încercat să îi facem pe oameni să arate sfinți pe din afară, fără să ne ocupăm de transformarea interioară a lor. Apoi am ignorat sfințenia bărbaților și ne-am concentrat pe sfințenia femeilor. Pe asta am vrut noi să le sfințim. Apoi am restrâns sfințenia la localul bisericii și să te ferească Domnul să te întâlnești cu cineva în afară, cum arată, că nu mai te poți uita, trebuie să te uiți în altă direcție. Ne-am fixat standarde pe care tocmai noi nu le-am respectat. Apoi am cerut sfințenie unor oameni nenăscuți din nou. Știți care sunt consecințele? Simplu. Când lipsește sfințenia din Biserica lui Dumnezeu, dispare diferența dintre această biserică și lume. Nu mai știi, lumea este bisericoasă și biserica este lumească. Duhul Sfânt și darurile Lui dispar din biserica aceea. Și nu vă supărați, am început să ajungem o biserică cesaționistă, care credem în daruri, dar nu le mai vedem, pentru că nu mai sunt. Și dacă sunt falsuri, le îmbrățișăm și pe alea, ca să nu zică lumea că nu le avem. Apoi, predomină manifestările faptelor firii pământești în bisericile noastre și nu roada Duhului, pentru că Duhul pleacă dintr-o biserică lipsită de sfințenie. Biserica și-a pierdut mărturia în societate. Oamenii nu mai primesc Evanghelia de la o biserică lipsită de sfințenie. Biserica și-a pierdut autoritatea morală în societate. Nu mai putem trage de mânecă pe nimeni, pentru că noi suntem vinovați de aceleași păcate. Tânăra generație părăsește biserica părinților lor. Și apoi crește numărul fariseilor și a legaliștilor în bisericile lipsite de sfințenie. Aș vrea să vă spun foarte pe scurt că principiile sfințeniei țin mai degrabă de natura noastră și nu de cultura în care noi ne aflăm. De aceea Dumnezeu are standarde diferite pentru bărbați și pentru femei. Femeile și bărbații au câteva domenii problematice cu sfințenia. Și let's start with lady first, nu? Iată ce spune Petru în capitolul 3, versetul 3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Sunt trei domenii problematice în viața de sfințire a femeii. Numărul 1, podoabele. Podoabele vine de la cosmeo, de unde și cosmetică, nu așa? Un cuvânt care vine de la cosmos. Interesant, de la ordine, aranjament, decorații. Cartea lui Enoch, pe care noi nu o avem în Bibliile noastre, spune așa că diavolul, printr-un înger de la lui, Azael, i-a învățat pe oameni să facă săbii, cuțite, scuturi, platoșe, oglinzi, ascultați bine, el a arătat cum să facă brățări și podoabe, cum să folosească vopselele, artea de a-și înnegri sprâncenele, de a folosi pietrele prețioase și tot felul de spoieli. Oh, I like that! Tot felul de spoieli, astfel încât oamenii s-au stricat. Nelegiuirea s-a întins, depravarea s-a înmulțit, creaturile încălcau orice ordin și distrugeau totul ce le este în cale. E bine, dacă podoabele la început au fost binecuvântări de la Dumnezeu, când au ieșit evreii din Egipt, au fost binecuvântați cu aur, cu argint, cu podoabe, cu bijuterii, dacă vreți, dar foarte repede, podoabele acestea, binecuvântările, au ajuns idolilor. Le-au topit și au făcut un vițel de aur din ele. Este interesant că un personaj din Vechiul Testament, Izabela, este o chintesență a corupției și a decăderii morale, o femeie decorată, dacă vreți, și vopsită din cap până în picioare. Dumnezeu nu are nimic împotriva podoabelor, atâta timp cât ele nu devin idoli. Podoabele apreciate de Dumnezeu sunt însă cele interioare. Apreciază Dumnezeu omul ascuns al inimii. Și așa cum spune Biblia Catolică, femeile să se împodobească cu pudoare și modestie. A doua problemă, a doilea domeniu problematic în viața femeilor, a sfințeniei lor, este îmbrăcămintea. Pavel vorbește despre
catastole, o haină lungă care acoperea trupul. Sunt niște principii după care o creștină trebuie să se îmbrace. Îmbrăcăminte decentă, cu pudoare, care nu își expune trupul. Îmbrăcăminte care nu scoate în evidență formele trupului. Îmbrăcăminte care nu creează confuzie între sexe. Un bărbat se uită la ceea ce izbește ochii, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să ai grijă cum să te îmbraci, să nu-l provoci pe bărbatul acela. Laura Schlesinger, o autoare faimoasă de origine evreică, spune că în tinerețe, taică-sui a zis, o văzut-o cum se îmbracă, a zis, mă, fato, tu vrei să vinzi ceva? A zis, Doamne ferește, tata roșit. Zice, măi, ascultă bine la mine, dacă nu vrei să vinzi, nu fă reclamă. Dacă nu vrei să vinzi nimic, nu fă reclamă. Cred că dacă am ține minte numai fraza asta, ne-ar prinde foarte bine. Și apoi, altă problemă a femeilor este atitudinea lor. Dumnezeu le-a făcut să fie soții, mame, să fie membre în biserică și să se supună bărbaților lor. Apostolul Pavel știa foarte bine că în ceea ce privește sfințenia femeilor o să fie un întreg scandal în biserică și spune, cine iubește cearta de vorbe, noi nu avem obiceiul ăsta în bisericele lui Dumnezeu. Dar și bărbații au problemele lor și nu aș vrea să scape în dimineața asta și să plece iară fericiți acasă. Deci să avem grijă de asta. Iată ce spune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 2, versetul 8. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, observați, subliniați, mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Știți că ceea ce murdărește mâinile bărbatului sunt poftele lui nestăpânite. Dorința de a cuceri, de competiție, de putere, de avere, dorințele sexuale. Astea nestăpânite murdăresc mâinile bărbaților. Poftele acestea sunt progresive și întotdeauna ele duc la moarte dacă nu sunt stăpânite. Iubirea de bani duce la pofte și la o mulțime de alte pofte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pofta de putere duce la goană după bani, la minciune, înșelătorie, furt, jaf, crimă, moarte. Pofta sexului, curvie, preacurvie, divorț, prostituție, perversiuni, boli venerice, moarte. Competiție, egoism, gelozie, minciune de făimare. Pofta de control, lupta pentru putere, mânie, ceartă, bătăi, crimă și moarte. Apoi a doua problemă a bărbaților este mânia. Mânia este o izbucnire de iritare violentă provocată de un rău real sau imaginar. Bărbații sunt sfătuiți să fie bărbați. Ei nu plâng, ei nu își exprimă sentimentele până când se rupe oieștea la căruță, nu? Și atunci izbucnește mânia bărbaților. Când explodează, mânia ea devine păcat când este cauzată de un rău imaginar și nu de unul real. Și ultimul lucru care vreau să vă vorbesc în această seară bărbaților este apatia, de care suntem cu toții vinovați. Bărbații sunt left brainers, nu? Folosesc partea stângă a creierului și ei judecă și analizează tot. Dacă la business e bună asta, la biserică e foarte rea. Pentru că asta te face să-ți cauți motive raționale să nu te rogi, motive raționale să nu citești Biblia, să nu vii la biserică, să nu dai, să nu te implici și așa mai departe. John Wesley a dat afară 64 de creștini din Clubul Sfânt, din care 29 i-a dat afară pentru apatie, pentru neimplicare, pentru lipsă de interes pentru lucrarea lui Dumnezeu. Avem în biserica noastră o masă uriașă de bărbați pe care nu-i mai putem motiva. Ascultați-mă bine, asta e lipsă de sfințenie. Ok? Asta este lipsă de sfințenie. Și cine nu este sfânt, nu o să intre în împărăția lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri de spus și tema este extraordinară, dar în dimineața asta vreau să închei spunându-vă două versete din Scriptură. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru și să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nicăieri, spunea Andrew Murray, nu este de obținut sfințenie ca pe genunchi
înaintea lui Dumnezeu. Căutați-L pe Dumnezeul cel Sfânt și fiți sfinți, pentru că nu putem să fim creștini decât dacă suntem sfinți. Și Domnul să ne sfințească pe toți. Amin.